încerca să opresc trenul în GTA și prima dată voi încerca cu pumnul! Da, aparent cu pumnul nu funcționează și nu poți opri trenul, dar ci că sunt modalități prin care îl poți opri, așa că astăzi vom face 100 de metode în care poți opri trenul în GTA și m-am urcat în el și încerc să-l opresc acum. Am găsit pe net niște informații care spun că cum că dacă ai omorât tu șoferul trenului, ăsta, conductorul de tren, că trenul nu are șofer, ci că trenul se va opri pentru că nu mai are cine să-l conducă. Ei bine, îmi pare rău pentru tipul ăsta, dar n-am ce să-i fac, fraților, ia-mă să oprește. Mamă, nu pot să... Bă, mergem mai încet? Mergem mai încet sau mi se pare mie? Ok. Apare nu mergem mai încet, deci nici asta nu funcționează, dar mai încercăm. Și că poți opri trenul cu explozibil. Ei bine, o să pun aici foarte mult explozibil. O să pun și pe șine. Ați văzut cum s-a pus aia acolo? O să încerc să mai pun de-astea așa dacă reușesc. Pun tot explozibilul din lume pe care l-am. Am 25 de-astea ca idee. O să le pun pe... Vine trenul? Mamă, ce-am crezut că vine trenul. O să le pun pe toate și când vine trenul, l-am bubuit pe băiat. Nu mai are nicio șansă. Ia vedeți trenul că vine. Este chiar acolo în față. Eu voi pune și ultimul explozibil și mă voi da departe, vă, că o să fie bubuială mare. Bă, sper să se întâmple lucruri și să distrug trenul ăsta, să-l opresc. Ia, mă. Ia, 3, 2, 1 și... Nu s-a întâmplat absolut nimic. Totul a explodat. Deci absolut totul a explodat aici și trenul nostru încă merge. Ce vorbești, domne? N-ai cum așa ceva. Bă, trenul ăsta e indestructibil, dar îi vom veni de hack. M-am blocat aici, ce am făcut? Bă, o să mai încerc sincer să șterg cu cheaturile, poate merg. Ia vezi, l-am luat! L-am luat cu cheaturile! Merg vagoanele singure! Nu, no, nu-i posibil. Nu pot să iei trenul cu... Îl șterg. Nu merge șters cu cheaturile! Trenul e indestructibil. Îi dau copii. Gata. Ia, am mai pus un tren. Am mai pus un tren și nu se întâmplă absolut nimic. Bă, da, dacă stau bine să mă uit, trenul ăsta e oprit, nu? Adică e ce trebuie. Se spune că un autobuz poate opri trenul. Pentru că, practic, dacă îl pui exact în locul ăsta, o să vă arăt imediat. Bam, de ce l-am pus aici autobuzul și vă explic de fapt de ce l-am pus aici. Pentru că sunt balustradele astea care nu lasă autobuzul să se dea la o parte. Deci, practic, autobuzul se va lovi în barele astea aici și va fi nebunie. Gen, ceva se va întâmpla. Ori distruge autobuzul cu totul, ori distruge harta, ori distrugem trenul. Așa că, hai să vedem când vine trenulețul. Mamă, chiar vine trenul acum, nu pot să cred. Țineți-mi pumnii, mă, dați un like, pentru că dacă dați like s-ar putea să oprim trenul. Și, mamă, sunt atât de curios. Olimpiane, fă ceva. Dacă nu punem mai multe trenuri, 100 de trenuri punem. 100 de astea. Claxonează și... Da, pare nu s-a întâmplat. Și nici ăsta de conduce trenul n-a pățit nimic, gen. E încă acolo, înăuntru. Am înțeles, se întâmplă lucruri cu trenul ăsta. Autobuzul meu este aici și este făcut praf. Dar voi pune mai multe să vedem dacă mai multe autobuze pot opri trenul. Sau, nu știu, se întâmplă chestii. Avem aici 10 autobuze și trenul. Ei bine, eu cred sincer că... Eu cred că trece, bă, nu vreau să mă arunc așa. Cred că distruge trenul tot aici, dar o să-i fie greu, posibil. Ia. Nu-și schimbă viteza absolut deloc. Deci le lovește ca și cum n-ar fi. A luat trenul, autobuzul pe sus și îl duce în Los Santos. Ce vorbești, domne? N-ai cum să oprești trenul în veci? Sau poate că ai? Bun, am pus 50 de trenuri, nu mai sta... A, venea trenul și a dispărut trenul. Ok, bun, deci de-aia m-am grăbit, doamne. Dar am pus aici 50 de trenuri, uitați, 50 de autobuze. Le-am pus în mai multe feluri pentru că n-aveau loc. Și mi se pare sincer mai interesant că sunt puse în mai multe feluri. Deci sunt 50 pe bune, adică nicio vrăjeală, nimic. Fără alea de jos, 50-50. Așa că vom sta aici să vedem când vine trenul, dacă se va opri sau nu. Bă, sincer să fiu, acum mi se pare că am greu să se oprească trenul la câte autobuze am pus, dar hai să vedem, bă. Ia vedeți trenul, bă, este cu cisterne acum, mă, sper să nu se întâmple explozii de la grave sau ceva pe aici, că n-aș vrea să fiu rănit, dar totuși este un joc, așa că, hai mă să vedem, 50 de trenuri sunt toate aici. Impactul! Bă, vezi că se întâmplă lucruri. A, da, trenul, astea, autobuzele mele au început să zboare, dar totuși mai sunt, mă, avem încredere, ok? Avem încredere. Te rog! Mamă, au început să facă boom, am înțeles.
nu pot să... Trenul ăsta distruge tot. Astea au căzut. Au bubuit și alea, dar nu înțeleg cum. Deci, da, se întâmplă lucruri foarte, dar foarte rele cu acest tren și nu mi se pare normal, sincer vă zic. Următoarea mea informație spune că trenul se va opri dacă vine ambulanța cu girofarul pornit, pentru că toate mașinile, toate NPC-urile se dau la o parte când vine ambulanța. Mă, ce face ăsta? Am crezut că trece. Trenule, oprește-te că e o ambulanță aici, a căzut cineva pe linia de tren. Trenule! Nu! Da, aparent pe tren nu-l interesează că este o ambulanță. Efectiv, mi-a rupt ambulanța în două și a trecut fără nici cea mai mică treabă trenul de mine. Deci pică și chestia asta nu dă prioritate la ambulanță, dar hai să vedem dacă dă prioritate la mașina de pompieri. Ia mă să vedem, am dat cu apă într-un motociclist și l-am aruncat de pe motor și a rămas acolo. Dar noi suntem o misiune, sunt pompier acum, ok? N-am caschetă de aia să-mi pun pe cap, dar stau cu mâna așa. Bine, nu mai stau că trebuie să vedem trenul. Și hai mă să vedem. Dă-te trenule! A luat foc acolo un tufiș! Te rog trenule, nu! Nu! Trenule, sunt pompier! Nu, nu, că gata, mă bat cu el. Mă bat cu el, fiți atenți, gata, i-am pus frână în față, nu mai are șanse. Oprește-te că sunt cu pompierii! A luat foc în cabină la voi acolo, bă! Îi dau cu apă pe șine, poate alunecă, eu știu ce face. Aici nu mai are șanse, bă, s-a dus aici. Nu, nici măcar o treabă nu are, bă, ăsta. Nu se oprește absolut deloc. Deci nu mai înțeleg niciodată trenul ăsta ce se întâmplă cu el. Bă, ci că trenul ar face stație în locul ăsta aici. Am mai testat asta pe un clip cu mituri. Este trenul fix acolo. Și voi sta aici în stația asta, căci că se oprește trenul în stația asta. Deci dacă trenul se oprește fără niciun sens acum, ca idee, mitul ăla n-a funcționat. Adică, pe bune. Dar dacă se oprește trenul chiar acum, eu nebunesc, efectiv. Ia, vine trenul. Ar trebui să se oprească lejer aici, că face stație și că coboară, urcă oamenii, iotă-l pe ăsta. Băi, vorbește cu asta să oprească trenul, că trebuie să mă urc să ajung la Los Santos. La Los Santos, vă rog, domnul. La Los Santos, domnul, am zis. Da, aparent că nu se oprește și trenurile nu prea sunt de călători, din câte puteți observa. Dar nu îmi place că ar fi trebuit să se oprească și nu s-a oprit. Am zis totuși să încerc să pun explozibil și pe tren, adică aici, și să punem pe o zonă mai îndepărtată așa trenului. Dacă arunc așa oare, da, cred că se... Opa, și mai în față. Ia vezi, mă. Ia vezi scheme ce am pe mine. A? Am pus? I-am pus și pe botica acolo, că asta aș fi vrut. Bă, să aude ca și cum s-ar fi pus. Bă, zic, i-am pus destul explozibil. Bă, bune, acum oricum nu cred că o să-l ajute cu ceva. I-am dat, bă. Bă, nu vrea deloc, bă, frate, n-ai cum așa. Mă duc, fiți atenți, dau cu rachete. Bă, dar mai e o stație aici. Oare să oprești în stația asta? Stați așa că vreau să-i dau cu rachete, bă. Deci n-ai cum, dacă nici cu rachete nu-l opre... Bă, cu rachete am zis. Dacă nici cu rachete nu se oprește, se întâmplă lucruri cu trenul ăsta. Nu, deci n-ai cum așa ceva, mă, frate. Fiți atenți că mai este aici o stație. Oare asta era stația în care se oprește, mă? Nu știu, dar poate încercăm și aici. Bun, bă, sincer, nu cred că o să mai dispară dacă stau așa. O să-i mai dau o rachetă de control așa. A, nu, bă, frate, nicio șansă să-l oprești. Ia să vedem, face stație. E roșu! E roșu, hei! E roșu, domnul tren! Domnul tren, am zis domnul tren. Am zis. Dar tu n-ai treabă, domnul tren. Uite, mă, e gara acolo, e tot ce trebuie. Dar nu vrea să se întâmple nimic, trenul ăsta. Nu se oprește absolut deloc, bă. Am pus aici niște semne de stop, că practic toată lumea ar trebui să oprească la stop, nu? Mă gândesc și așa, niște semafoare de-astea, dar le-am pus invers, dar nu contează, le vede, mă, uite, de-astea de trenuri cu gheață pe ele, adică se vede că-s puse de mult și cu astea, sunt semne vechi, asta e ideea, și ar trebui să le știe ăla, conductorul trenului, vatmanul de tren, nu știu cum îi zice, mă, scrieți-mi voi că habar n-am, dar uite-l că vine, mă, nu pot să cred că... Bine, semnele de stop sunt puse invers, dar trenul vine din partea opusă acum, ceea ce mi se pare destul de ciudat. Dar hai să vedem dacă se oprește, mă. Are semafor, are tot, ar trebui să se oprească, nu? Da, s-a oprit de numai, ia uite. Ia uite, bă, ce s-a oprit, bă. Stați-mă așa, că nu pot să... Bă, trenul ăsta mă enervează, mă exasperează, pe bune vă zic, nu știu ce să mai fac cu el. Voi încerca chiar acum să merg cu mașina cu rachetă și reacție direct în tren, ci că se oprește dacă îi facem așa. Am explodat insta... A luat foc trenul! A luat foc trenul! Nu a luat foc trenul, era doar o bucată din mașina mea care a luat foc. Ce fac ăștia, bă? Vor să oprească și trenul! Vor să mă ajute oamenii, mă! Dar din păcate, momentan trenul e de neoprit. Bă, găsit un tunel destul de mic aici și o să pun tancuri în el. Ok,
Sper să și reușesc să pun. A, uite că merge, da, o să umplu tunelul ăsta tot. Uitați-vă la el cum este, stai, numai un pic, așa. O să-l umplu pe tot cu tancuri. Să vedem dacă tancurile pot opri trenul sau nu. Ok, am pus atât de multe tancuri încât nu mai există loc, efectiv. Uitați-vă, nu mai are pe unde să treacă trenul nostru. Deci totul e rău, aș putea zice. Vine trenul, vine, uitați-vă cum arată. Nu mai are nicio șansă, bă. Nicio șansă trenul. Ce? Stai că nu știu unde iese. A, uite aici. Au dispărut, s-au bucuit și au dispărut. Bă, ce? A luat trenul pe sus. A luat tancul pe sus, ok. Nu credeam că ceva în lumea asta poate arunca un tank în halul ăsta. Încă mai are tancuri în față de aruncat. Da, aparent și-a făcut drum. Uitați-vă cum a rămas totul aici, astea zbuguite, efectiv. Deci și-a făcut loc perfect să treacă. Astea cred că au căzut de aici după. Dar nu mai înțeleg. Bă, trenul ăsta e invincibil! Aici este gaura asta de la tunel unde intră trenul. Aici este ca lumea, adică despre ce vorbim. Și o să apropii asta foarte mult. Gen aici, exact așa. Gata! De să aibă impresia că poate trece, dar să nu poate să treacă. Bă, sincer, de un perete n-ar avea cum. Pă bune, deci n-ar avea cum să treacă de un perete trenul, mă. N-are cum, deci e imposibil ca trenul să treacă de peretele ăsta. N-ai cum, n-ai cum. Bă, du-te, mă, de aici că treci pe-n perete. Pă cuvântul tău că tu treci pe-n perete. Ok. Ok. Da, ca să vă demonstrez că chiar se... Gen, nu mai înțeleg absolut nimic. Da, nu știu ce butoane am apăsat aici. Deci chiar nu știu ce butoane am apăsat. Dar, da, am înțeles. Da, am spawnat o mașină să vedeți că efectiv nu se poate trece. Gen, peretele ăsta are coliziune. Dar în momentul în care vine trenul, nu mai are coliziune. Și o să mă pun cu o mașină pe tren să văd dacă, uite, nici ăștia nu pot să treacă aici. Când vine trenul, mă pun cu o mașină pe tren și să văd dacă și eu rămân fără coliziune în momentul în care sunt pe tren. Chiar sunt curios. Sau dacă și-a trenul coliziune când sunt eu acolo, ca să fie treaba bună. Hai să vedem. Uitați-l că vine. O să încerc să mă pun aici, exact în asta. Perfect, perfect, gata. Deci eu sunt acum în remorca de tren, ok? Eu merg cu trenul. Suntem călători cu trenul vieții. Hai să vedem dacă trecem și noi prin perete sau nu. Deci trenul clar trece, l-am văzut. Bun. Stau aici frumos și eu nu... Am trecut prin perete, dar totuși... Vedeți un pic mașina mea cum arată. Gen... Asta mai e mașină sau... Da, cred că nu mai e mașina asta. O să o abandonez aici și o să plec, dar peretele ăsta nu-l scoți. Bă, am văzut eu tot lungul timpului că am aici să spawnez tren, mă. Ia, l-am pus, dar... Nu se întâmplă nimic, gen? Adică vreau să merg cu trenul. Eu în interior sunt, adică mă văd în interior acolo. Dar nu pot să-l pun pe șine, gen. Asta ar fi problema. Gen, trenul nu poate fi condus. Oricum o să fiu eu versus trenul ca lumea dacă nu merge pus. Bă, trenul e pus cât de cât aici, dar nu-l pot porni, nu se deplasează, gen. Ok, are coliziune trenul. Ca idee, s-a supărat ăsta pe mine. Chiar sunt curios dacă mă poate da jos din tren sau nu. Dar noi o să așteptăm trenul aici, trenul adevărat, să vedem ce se întâmplă. Bine, și ăsta e adevărat, dar eu sunt înăuntru, ok? Mă vedeți aici. Uite, eu conduc trenul, astea sunt mâinile mele. Eu sunt acolo frumos, tot ce trebuie. Bă, dacă se oprește trenul acum ar fi ceva, dar nu știu, mă, cred că și-a impactul sau ceva, nu știu care e faza. Ia vedeți că vine face to face cu trenul. Haide, mă. N-ai nicio șansă, trenul ăsta. Apăs și eu W așa doar la intimidare. Nu claxonează. Ok. Ok. Și... Da, aparent trece prin mine trenul ăsta. Ceea ce nu este bine absolut deloc, dar da. O să mă dau jos, ia mă pe unde. Uite, pe aici să urcă în tren. Oare mă... Nu mă mai pot urca la loc. Nu mă mai pot urca înapoi, gen, trenul odată pus și asta l-ai lăsat, gata. Dar nu poți să-l conduci, asta e ideea. Bă, dar oare tramvaiul ăsta, trolebuș, șofi el, pot să-l conduc? Ca idee, eu pot intra în el, ia să vedem, merge cu teleport. Da, nu am mers cu teleport, dar dacă-l spawnez, mă dă în el. Dar nu pot merge cu el și nu înțeleg, Los Santosule, te pup. Deci ăsta e trenulețul ăla mic în care sunt, l-am spawnat ca să fiu în el, în așa fel, da. Și dacă îi dau repair, fiți atenți aici, mă pune jos pe șină. Unde mă, aici, repair, bam. M-a pus jos aici, dar nu pornește și nu, cred că nu-i legat la curent sau ceva, mă. Cred că nu-i legat la curent, dar hai să vedem dacă ăsta îl poate opri.
chiar sunt curios. Eu sunt în interior acum, da? Da, nu se întâmplă absolut nimic, nu-l oprește, nu, efectiv trenul își ia colizia. Bă, sunt curios de treabă, că eu pot să-i pun coliziune la tren. Înainte să intre în ăsta, bă, am dat click dreapta, sunt curios dacă îi dispare coliziunea. Bun, vedeți și voi, deci acolo e coliziunea, da? Când ajunge acolo și se atinge de ăla, vreau să văd dacă îi dispare coliziunea ca să-i activez eu imediat înapoi, să vedem dacă se întâmplă ceva, deci iau toate variantele în calcul, ok? Ia, haide. Nu, mă, frate, n-are nicio treabă, mă. Nicio... I-am scos gravitația, oare se întâmplă ceva? Da, nu se întâmplă absolut nimic dacă ai scos gravitația, deci trenul momentan este indestructibil. Ok, voi încerca să dau cu mașina rampă, bă, frate, să văd dacă merge, gen... Știți cu toții ce face mașina rampă, e în stare să facă lucruri din astea. Poate mașina rampă îl dă la o parte de pe șine, cine știe? Hai, mă, momentul adevărului, dă-te, omule, că vine trenul! Haide, mă, putem? Nu putem! Ok, bă, cumva s-a băgat, hai să încercăm să luăm din laterală. Ia. Bă, da, mi-a întors efectiv mașina fără niciun sens, doar ca să nu mai încerc. Dar eu nu mă las! Nu mă las, aici e mai înalt. Aici e mai înalt. Ar trebui să meargă, da? Nu mai merge mașina! Haide, haide, haide. Nu vrea, mă, frate, trenul nu vrea să fie doborât sub nicio formă. Bă, din păcate, GTA-ul meu s-a stricat pentru că am încercat să bag niște moduri care, cică, vezi, doamne, ți face acolo, i-am pus, mă, fac mare. M-am făcut mare, dita mai, bun, deci mi-a stricat GTA-ul efectiv pentru că am vrut să bag niște moduri și n-am reușit. Și când dau play, o să și dau play să vedeți, gen, dau play, mă bag în joc și mă scoate din joc, efectiv. Și nu mai pot să fac nimic, efectiv, nu există nici măcar o singură variantă să oprești trenul decât modat. Am căutat, m-am uitat, am zis că nebunesc. Eu am încercat niște metode care cât de cât păreau plauzibile. Am încercat și metode la care la alții au reușit, dar nu știu din ce motiv la mine nu funcționează. Probabil jocul și-a făcut update-uri și update-uri, că sunt clipuri de acum 7 ani, de acum 3 ani, de acum 5 ani. Și în clipurile alea efectiv s-a oprit trenul, dar nu știu acum dacă băieții au băgat moduri și au fost gălănoi, pardon, sau efectiv chiar funcționa pe vremea aia, nu știu, nu poate fi real. Dacă aveți propuneri prin care pot opri trenul, lăsați-mi în comentarii și eu voi încerca probabil într-un episod următor, dacă strângem suficient de multe propuneri, gen cum putem opri trenul în GTA, și o să aștept acum până când mă scoate de aici, ca să fie treaba bună. Și între timp, bă, dacă tot mai stăm și mai vorbim aici, dați și voi un subscribe, că vreau să vă arăt, gen vreau să vă arăt că nu merge, să nu ziceți că sunt gol noi și eu că ăia. Bine, eu v-aș fi spus că am băgat moduri și astea, dar v-aș fi spus după, gen vreau să vă păcălesc un pic așa. Uite, m-a băgat! Nu pot să cred! A funcționat când nu era... A funcționat jocul? Deci eu nu pot să cred așa ceva. Deci în full screen nu merge, dar merge în window? Vă imaginați că o să vin direct la linia de tren? Care-i, unde-i? Aici? Pe aici, uite! Bă! O să aștept trenul să se oprească și o să-l iau și o să plec cu el în Mexic. Bă, mergem un pic în lat pentru că nu este full screen, dar nu o să vreau să încerc să dau joc în full screen până când nu... Deci eu nu pot să cred. Până când nu opresc trenul sau ceva. Vai de capul meu, e imposibil, merge! Bă, s-aude un tren, deci dacă eu pot să opresc trenul acum cu caracterul, stați să-mi iau caracterul meu care este musculos așa, bun. Deci dacă eu reușesc să opresc cu caracterul trenul și să-l fur, nebunesc. Deci clar, 100% sunt moduri, da? Deci am băgat niște moduri și nu știu, deci am încercat de 4 ori să intru în joc și nu a funcționat și acum a mers, mă, când am dat drumul la filmare. Mi se pare incredibil. Puterea filmării, bă, s-auzea trenul. Unde-i trenul? Nu mai vine niciodată trenul, gen, adică gata, papa, s-a auzit, dar nu vine. Ba, 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 trenul, trenul! Și-am citit acum în instrucțiuni că trebuie arme sau ce, că se oprește. Nu pot să cred. S-a oprit trenul. S-a oprit trenul, și că trebuie să-l omor pe ăsta. De ce am oprit trenul cu moduri? L-am oprit pe ăsta și acum pot să iau trenul să plec cu el. Bine, bă, băiatule, bă! Doamne, nu pot să cred. Dați-vă la o parte. Mamă, ce viteză prinde oare trenul, mă? Ce viteză prinde oare trenul? Chiar sunt curios. Acum numai atâta. Te rog frumos, trenule, te văd cu viteza mai mare, e posibil așa.
Deci trenul în momentul de față e oprit, pot trece prin orice și pot distruge orice. Mamă, ce aproape trece de perete ăsta, voi ați văzut vreodată trenul cât de aproape poate să treacă de un perete, gen? Chiar sunt curios câtă viteză maximă poate să-și ia și în momentul de față eu sunt mulțumit pentru că am reușit într-un final să opresc și să iau trenul și să plec cu el până în Mexic. Mamă, dar ce greu merge. Bă, dar parcă ăla când îl puneam eu să meargă așa să lovească tancuri și alea, nu merge așa încet, gen ăsta merge prea încet. I-am băgat și top speed-ul la 500 și astea și el tot nu vrea să meargă, mă, deci l-am făcut cu mulți kilometri pe oră, gen să poată merge. Dar aparent cam asta este viteza. Bă, o să vreau să încerc să-l fac full screen. Poate totuși funcționează, cine știe, ia să vedem. Bă, aparent am mers și pe full screen, ceea ce e super bine din punctul meu de vedere. Și o să mai încerc ca idee să-i dau eu ceva, aveam aici o setare care dădea ca lumea, adică, bun. Bă, ia, cred că scoate gen, da, uite, el dă cu boost, dar nu funcționează boostul la tren. Gen, boostul este acolo, se vede gen cum iese boostul. Dar nu funcționează la tre... Sau? Este că acum este în urcare, s-ar putea să meargă. Doamne, nici nu m-am uitat, uitați-vă un pic cum stau în tren. Doamne, ferește, conduc cu spatele, bă. Bun, deci mai multă viteză nu și ea. Cred că rămâne standard, nu poate fi modificat trenul. Dar asta e un lucru bun, că am reușit să morc totuși în el și am boost-ul activat și toate alea. E un plus mare pentru mine că am reușit. Bă, de-aia vezi că și la viteză cât de cât. Și acum în curbă iar își pierde viteza, da, deci trenul nu o să meargă mult prea repede. Oare pot să-l opresc să-i detașez asta? Bă, de plecat pleacă mai repede de pe loc, n-am de ce să vă mint, dar cam atâta. Bun, deci cam asta a fost episodul, am reușit să oprim trenul, să-l mai opresc o dată, să-l vedeți și voi oprit. Eu o să mă dau jos din el, bam. Bă, 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 bă! Stai, nu pleacă singur. Alo, domnul trenul. Domnul trenul, stai pe loc. Deci eu nu pot să cred că ăsta pleacă singur. Trenul. M-a călcat. Da, nu înțeleg de ce a plecat singur. Cred că am apăsat eu pe W din greșeală și acum, din cauza inerției, acesta merge singur. Voi stai aici pe tren până când se oprește și voi dați un like dacă v-a plăcut episodul ăsta și până data viitoare v-a pupat și v-a salutat, bă, toți bărbașanilor, pentru că sunt foarte bucuros că am oprit trenul, trag după băiatul ăla și v-aș